Acest campus medical se află pe ultima 100 de metri în ceea ce privește pregătirile pentru a primi pacienți infectați cu virusul COVID-19, SARS-CoV-2. Acest sistem medical modular este compus din acest spital de campanii în care ne aflăm acum, cu o capacitate de 56 de 4 și o zonă de carantină și izolare care se află în spatele acestui spital cu o capacitate de 116 de 4. Strict în momentul de față, ne aflăm în zona de triaj și primire urgențe a pacienților. În spatele meu vedeți uh, spațiul prin care se face accesul pacienților în acest campus, urmând a se face triajul epidemiologic al acestora. Urmând ca ulterior, pacienții, în funcție de gravitatea stării lor de sănătate să fie repartizați fie în anumite saloane din acest spital sau în zona de carantină și izolare care se află, cum am spus, în spatele spitalului propriu-zis. Avem deja mare parte din echipamentul medical necesar pentru această facilitate, pentru a porni și a primi pacienții și deja se află în derulare achiziții pentru noi echipamente medicale pe care le vom primi special pentru acest campus medical. Scopul acestei facilități medicale în care ne aflăm este de a prelua cazurile de formă de boală ușoară și medie, ne referim aici la pacienții cu COVID-19, pentru a degreva celelalte spitale sau facilități medicale de aceste cazuri mai ușoare, pentru că acele spitale se poată trata formele mai grave de boală ale pacienților afectați de acest virus. Spitalul în care ne aflăm, o să vedeți, este gândit sub forma unui hall central, iar pe laturile acestuia se află saloane de pacienți, cum am spus, în număr de 56 de 4, dintre care patru pot fi dedicate unor cazuri mai grave. Am putea să spunem un compartiment de terapie intensivă, dar pentru, doar pentru pacienții care se degradează în această facilitate până pot fi preluați într-un într spital sau o facilitate medicală mai avansată, care poate oferi o terapie intensivă la, în adevăratul sens al cuvântului. Spitalul este dotat cu un laborator care are un aparat de tip real-time PCR, în care se vor putea face teste pentru virusul COVID-19.